Salutări, Alex, astăzi avem un apartament cu două camere, este un apartament de închiriat. E un apartament într-un bloc nou, bloc din anul construit în anul 2015. Apartamentul se află la etajul 1, unul din 3, e un bloc mic, există lift. Haideți să vedem despre ce e vorba în apartament. Locul de luat, masa, bucătăria cu frigider, mașină de spălat, aragaz cu hotă și avem și centrala pe gaz de la Imergaz. Aceasta este centrala. Avem și un balcon. Binevenit, o să vedem și balconul. Locul de la masă, vă spunem. Iată și zona de living, sufrageria. O sufragerie plăcută, cu aer condiționat. Și mergem mai departe, avem baia. La baia avem și această particularitate a bideului. Mă bucur când văd băi care au și bideu. Nu știu ce e aici, mă uit și eu pentru prima dată. Da, nu o să pot să vă zic ce este. Am închis și mergem și la dormitor. Iată și dormitorul. Cu acest pat și cu ieșirea în balcon. Ieșirea din balcon se face atât din dormitor cât și din sufragerie. Iată ieșirea din balcon. N-avem o priveliște spectaculoasă, dar ne bucurăm să avem un balcon generos. Ne bucurăm să avem un balcon generos, să venim din nou în dormitor. Sunt plasele de țânțari. E un apartament răcoros, deși afară este foarte cald astăzi. Apartamentul e deosebit de răcoros, e foarte plăcut. Și revenim în sufragerie. Da, un apartament cu două camere de închiriat, blocul 2015, deci bloc nou. Strada George Georgescu este în spatele Bulevardului Unirii, zona aceea din spate, de la un scapă cu 11 iunie, cu acele străzi. Deci în acel triunghi, dacă vreți, Libertății, Bulevardul Regina Maria și Bulevardul Unirii. Dar o să vedeți pe hartă. George Georgescu, numărul 3739. Da, un bloc cu 3 nivele. Are lift blocul, ne aflăm la etajul 1 din 3, suprafața apartamentului, nu știu să vă zic exact, nu am văzut încă releveul. Anticipez, bănuiesc că are în jur de 50 de metri pătrați utili, plus acel balcon. Plus minus. S-ar putea chiar să aibă mai mult. Cum mie îmi place să vă dau date reale, fără să exagerez, prefer de multe ori să zic o suprafață cât mai aproape de realitate, chiar dacă nu am văzut releveul. Bun, despre asta e vorba, apartament două camere, sper să văd releveul, să vă dau detaliile exacte și cu suprafața lui, el oricum îl vedeți în filmare, e un apartament spațios, plăcut, s-ar putea să aibă chiar vreo 54 de metri pătrați utili, plus balconul să se ducă în vreo 60 și puțin. Ca de obicei sunt Alex, cei care sunt interesați să închirieze un astfel de apartament, prețul apartamentului este 500 de euro. Vă aștept cu drag să-l vedem. Toate cele bune!